Potrivit familiei, citată de Monitorul de Suceava, Valică Gorea era internat din cauza unor probleme mai vechi de sănătate în secția Orele a unui spital din Pitești, un oraș în care Dorneanul a lucrat 14 ani și de care a rămas foarte legat. În noaptea de miercuri spre joi a făcut un AVC puternic și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat. În data de 22 martie, Valică Gorea ar fi împlinit 78 de ani. Monitorul de Suceava mai notează că fostul subprefect al Sucevei va fi mormântat duminică la ora 12 în cimitirul catolic din Vatra Dornei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului subprefect de Suceava va fi adus de la Pitești în cursul zilei de vineri și va fi depus la capela cimitirului catolic. Vineri seară, oamenii, foștii colegi din organizația județeană a PNL Suceava, pe care a și condus-o ca președinte la un moment dat, foștii colegi din administrație pot merge la capelă pentru un ultim omagiu. Valică Gorea a fost specialist în chimia elementelor radioactive. În perioada 1974-1988 a lucrat la Institutul de Reactori Nucleari din Pitești, a coordonat întreaga investiție de la fabrica de combustibili nucleari, unde apoi a fost cercetător științific principal și a avut 3 brevete de invenție în tehnologiile uraniului, plutoniului și zirconiului. A absolvit mai multe cursuri privind securitatea nucleară și a fost coautor al mai multor lucrări de specialitate.